aveam 21 de puncte de primul loc. Acum avem numai 4. E mare lucru, nu? Acum, din punct de vedere valoric, eu zic că avem cel mai valoros lot și CFR a un lot foarte puternic. Și cred că cu ei ne vom bate. Așa cred eu. Nu vreau să subestimez pe nimeni. Eu așa cred. Asta e părerea mea. Steaua cum s-a mișcat? Păi eu... Alții spun că nu știu ce, că nu știu cum. Eu vă spun punctul meu de vedere. Eu dacă mingea e la mine, eu nu sunt supărat. Și dacă fac egal, eu nu mă supăr. Și dacă fac 1-1 sau 0-0, eu nu mă supăr. Dacă mingea e la mine, eu n-am nicio treabă. Mingea fă la mine, n-am nicio treabă. Posesie, mingea la mine, n-am nicio treabă, nu sunt supărat. Dacă mingea fă numai la mine tot meciul, de ce să fii supărat? Dacă n-am nicio emoție, a, tot bar acolo, care e problema, nu? Deci arată... Ce-a plăcut de ani, s-o râs cu? Păi deocamdată nu. Adică eu, adică era altfel, alt de jucători. Era acum probabil îi trebuie și lui acomodare. Nu? Da. Normal că l-așteptăm, nu? Omrani, gol de 3 puncte. Nu, Omrani acum nu e normal. Ce trebuie să joace? Omrani. Păi nu mai, păi acum, păi dacă a dat omul gol, adică și-a mai revenit, nu mai, că venise să lovea mingea de el. Acum normal că o să joace el. De ce ia fața lui Companio? Păi ia el, acum ai văzut, a jucat David, acum o să joace Cordea. Depinde, când îl bagi, bă, la Steaua, intri, trebuie să joci. Auzi, Vasi Mintilin, nu este timp, nu e timp de așteptare. Când ești băgat acolo, trebuie să dai, să demonstrezi. Sunt mulți jucători buni pe post, mai ales pe posturile de atac, concurență mare. E greu lui Mintilin. E bine asta, e bine asta, nu? Văd că și Florinel Comaș a mai revenit. Acum îți dai seama... Sunt 20 de ani de când am preluat Steaua. Deci, băi, azi dimineață, uite, pe cuvânt, nici nu știam că tu mi-ai spus că e 20 de ani. Dar azi dimineață, nu știu, așa, câteodată mă mai gândești la lucrurile din urmă, așa, nu-i bine, că trebuie să te gândești. Și mi-am adus aminte, zic, băi, dacă stau bine să mă gândesc, adică, mă gândeam eu, vezi, Dumnezeu parcă a făcut. Nu știam, tu mi-ai zis. Am intrat la fotbal. Am spus atunci, o să aduc Real Madrid. Am adus Real Madrid. Liga Campionilor. Liga Campionilor. Spunea Nițoaie că sunt nebun. Am vândut un jucător cu 11 milioane de euro. Asta nu s-a întâmplat niciodată în România așa ceva. Maxim 7 s-a vândut. Am vândut jucător cu 9, cu 10, cu 11 milioane de euro. Am jucat grupele Ligii Campionilor mai mult decât toate echipele din România. Am făcut cea mai mare performanță care n-a făcut-o nimeni. Bine, după Revoluție. Am jucat semifinală de Cupa UEFA. La un minut de finală. Corect? Păi eu zic că am făcut ceva în fotbalul ăsta. Așa că ăia care zic ei, că drag gay, că fac gay, că adu specialiști, că cu tare, eu zic să-și pună-i pofta în cui, eu să-mi văd de treaba mea, ei văd treaba lor. Iar cu Burkel, eu l-am sunat pe Burleanu, că am zis, domnule, să avem un dialog tot timpul. Și am vrut să-l întreb, domnule, eu vreau să întreb un lucru, că am zis, domnule, să comunicăm. Băi, noi ne-am angajat închizitor? Băi, tu te crezi închizitor? Te faci, dai închizitor? Ce ești, bă, procuror? Păi s-a făcut procuror, mă. El v-a spus procuror. La instanță, la... Domnule, să se ancheteze și să hotărască dacă a greșit. Păi ce faci, bă, ești nebun, nici procurorul nu zice să se ancheteze. Procurorul anchetează el. Cum a făcut ăla de la referendum, procurorul meu, pe care a votat și nu avea drept să voteze. Nu, mă, că acum la cameră, eu dă înapoi, pleacă, mă, de aici. Ești nebun? Păi spune cum a votat, de ce a votat, de ce nu avea voie să voteze. Adică descrii fapta, ce a făcut, ce a greșit, ce a încălcat. A, domnule, se ancheteze. Păi ce comisia anchetează, mă, comisia judecă, mă, ești judecător, mă. Ne-a angajat închizitor. Noi suntem în colaborare. El ia niște salarii acolo. Nu că vine el, stai puțin. Păi ce bă, tu ești anchetator, te duci în Turcia. Păi ne-am dus în Turcia la distracție, mă, ne-am turiști. Că i-a zis și Stochiță, am înțeles. I-a zis lui Vali. Păi i-am spus și eu, ce bă, ești nebun. Păi dacă mă invitați și pe mine, mă distrez, mă cea la miuță și eu cu ei. Păi tu ești cea mai mare greșeală a vieții mele, i-a zis Stochiță, din fotbal. Nu sunt alte ce am făcut, nu știu.
cea mai mare greșeală care l-am văzut pe Burchel. Păi ăla a venit, el se crede stăpân, mă, el se crede procuror. Bă, aici te-am angajat, nu procuror, bă, nebunule, că nu ești procuror. Ați văzut că a fost un caz, chiar cu Finu, cu Mirel Rădoi, care a antrenat fără carnet de antrenor la Craiova. Tot și școala de antrenori n-a zis nimic. Da, bă, dar n-aveam, atunci n-aveam inchizitor, n-aveam procuror. Era el procurorul? Dar nu știa procurorul. Procurorul, știi care trebuia procurorul, atunci nu vrea, nu știa. Acum a vrut să iasă în față procurorul, cum a făcut ăla. Stai puțin că îi pun lui Becali, sechestrul lui Becali, că eu sunt cotare, mă dau mare șmecher și a rupt capul. Și acum râde tot DNA-ul de el. Așa exact. Și să mă puțin pute să ai, pe ce? Nu? Nu ți-e rușine? Păi tu te duci, domnule, a plecat în cantonament cu echipa, dar unde știi tu, mă? Păi ce tu ești, mă, tu anchetator, te duci, du-te la atunci în Turcia acolo. Păi nu te primezi, mă, că dumne, că n-are voie să antreneze. Păi nu te primezi, mă, nici n-ai ca acolo pe un barier, mă, Burchi. N-are nimeni voie să intre la mine, în casă, în curtea mea. Și tu ești, ce ești tu, anchetator, ce ești tu? Tu nu-ți dai seama, oamenii, tu îți dai seama, mă gândesc câteodată, oameni de ăștia nebuni ca ăștia, așa a fost de-a lungul istoriei, când s-au întâmplat lucrurile, când se întâmplau tot felul de nenorociri. Uite oameni de ăștia, unul de ăsta, ca Burchel, îl pui, de exemplu, să fie, pune-l pe Burchel, șef la DNA, și tu vei vedea toată lumea arestat. Tu îți dai seama? Inventează el, stai puțin, eu sunt Burchel, băi, ești tu Burchel? Păi ai venit la mine aici să te angajezi și ți-a zis, pleacă-mă de aici, că ai venit de la Gică. Apropo de Gică, urmează... Păcate acum, înțelegi? Urmează meciul cu Faru, cu Gică. Păi îți dai seama. Vine un leu rănit, nu? Un leu rănit, îți dai seama că va fi război mare, că îți dai Gică. Gică are mai mult... Steaua are ambiție, că așa e normal să ai, nu? În primul rând. Și în al doilea rând, vine și rănit după meci cu CFR, era pe primul loc, a pierdut primul loc, o să fie război mare. Mai pleacă cineva, mai vin oferte, mai aveți semne ceva, pe cordea, jumă? Nu vreau să discut de asta, că nici nu mă interesează asta. Nici nu mă interesează asta. Dar nu mă interesează. Eu acum, eu am deja un nou obiectiv. Ăla care l-am zis acum 20 de ani, ce am spus atunci, spun acum iar. Iar mai vreau odată Liga Campionilor, după aceea o fi. Chiar dacă mă las de fotbal. Dar odată și odată să mai fie Liga Campionilor, pentru că acum e altceva, acum sunt 40-50 de milioane, nu știu, 3 milioane. Înțelegi? Nu știu, nu erau. Dacă ar fi să numiți un moment în ăștia 20 de ani de când ați preluat Steaua, cel mai frumos moment pentru dumneavoastră, că au fost multe, e greu de ales, Valencia, Ajax, titluri, Liga Campionilor, cum a spus, care ar fi acel moment? Bă, cel mai frumos, adică cel mai, nu cel mai frumos, nu cel mai frumos, că au fost multe Valencia, alea, Standard Liescu tare. Dar cel mai și cel mai, momentul care a fost cel mai, mai mare bucurie, vreau să spun, a fost momentul când eram la pușcărie la Jilava, cu telefonul la ureche și să se termine meciul cu cine am jucat atunci. Cu o echipă de asta, cu Slavia. Da. Cu Sparta Praga sau cu Legia. Când a calificare în Liga Campionilor. Atunci a fost cel mai frumos moment, că după aia aveam pe hol, aveam telefonul și atunci știți că luam, adică ne dădeau oamenii cartele, n-ai văzut și atunci. Păi domnule, că a furat identitatea. Păi dacă omul mi-a dat cartela lui, da minutele lui, el ce loc, nici tu pe om să-mi dea, este ale lui minutele, mi le dă mie. Tu ai ceva la cap? Tu oameni nebun, mă. Și atunci eu stăteam pe telefon și atunci când a fluierat și a zis calificare, a plecat de pe hol, m-am întins în pat, că aveam în stânga imediat după ușă patul și am rămas așa vreo un sfert de oră, 20 de minute, într-un fel de mare bucurie și în hoho de lacrimi, dar nu că de calificare. Că am zis, Doamne, că n-ai făcut să se bucure de mine dușmanii mei. Adică a făcut Dumnezeu contra dușmanilor mei, asta era bucuria. Adică puterea care era, m-a luat Dumnezeu și m-a pus în cortul lui.
m-a apărat Dumnezeu și mi-a dat bucuriile bucurilor. Adică, bă, și din pușcărie vă arăt că l-apăr și din pușcărie vă arăt că vă bate de acolo. I-am bătut de acolo, i-am spulberat de acolo. Eu în pușcărie și eu îi băteam pe ei în Liga Campionilor. Îți dai seama ce bucurie a făcut Dumnezeu cu mine? Și atunci eu, cum să nu pun eu crucea în frunte, când Domnul Hristos pe mine m-a dus pe toate curmile astea? Și aici, la inima mea. Păi cum? Păi mi-a dat Dumnezeu ce bucurie, asta e cea mai mare bucurie din fotbal. De ce? Pentru că ea a vrut să mă umilească. Păi tu îți dai seama, mă, tu în țara ta, tu să condamn care... De ce premiezi că imită, că putea la vremea aia, dacă era, putea să îi retrogradare cu tare, nu știu, n-a ținut cont. Să știi că Băsescu atunci a intervenit. Adică a fost împotriva mea, dar a fost în favoarea Stelei, că mi-a zis Mircea Sandu. Am făcut ceva, a vorbit cu Livia Stanciu, nu știu ce, să nu scrie în hotărârea penală, nu știu ce, știi? Și pentru asta îi mulțumesc. Pentru că și atunci... Când toată lumea împotriva mea, mamă, să vezi controare peste tot, la toate societățile, invenții, tot, ANAF, procuror, la toate, spunea Valea, ar găseala peste tot. Și pac, a venit Dumnezeu, și pac, eu cu telefonul, pac, 25 de milioane am luat atunci, aproape cu...